あっ <music> Anul 2022 se anunță unul mult mai interesant decât precedentul în ceea ce privește smartphone-urile. Însă, puțin paradoxal, iată că îl începem cu un smartphone pe care ar fi trebuit să-l vedem poate în 2021. Problemele imense de stocuri în ceea ce privește procesoarele și alte componente de telefoane au făcut ca multe lansări ale lui 2021 să fie amânate. Și nici măcar cel mai mare producător din lume, Samsung, nu a putut găsi o cale de scăpare. Așa se face că Samsung Galaxy S21 FE a primit o lansare abia la începutul lui 2022, la un an și câteva luni distanță de la apariția predecesorului său, care a fost, fără îndoială, unul dintre cele cele mai de succes telefoane ale anului 2020. Așadar, poate 21 FE să urce pe același culm pe care s-a aflat 20 FE? Eu sunt Andrei, tu ești la Connect și hai să găsim împreună răspunsul la această întrebare. În termen de design avem un telefon extrem de similar cu alegerile recente ale celor de la Samsung. Mă refer aici la această așezare cu 3 senzori de cameră așezați vertical, pe care compania a mai adaptat-o și la seria S21 și la EF-ul de anul trecut. De asemenea, un alt element din gama S21 prezent aici este integrarea bump-ului camerei în designul telefonului, făcându-l să pară mai natural și să nu iasă în evidență atât de mult precum o făcea anterior. Plasticul de pe spate mi-amintește oarecum de seria Galaxy A, cu alesare a 525 g sau A72, spre exemplu, terminale mid-range, mai ieftine decât S21F, însă cu specificații mai slabe. Să nu uităm totuși că și S21 avea plastic pe spate, însă cel de pe acest telefon, F, este mat. Iar noi ne-am jucat în ultima săptămână cu două nuanțe diferite, alb și negru, amândouă foarte elegante. Mai sunt disponibile încă două culori, lavender și olive, adică un fel de purpuriu și un măsliniu. Pe total îmi place foarte mult designul S21F 5G. Este simplu, nu este în evidență foarte mult, dar își păstrează eleganța specifică seriilor flagship ale producătorului Sudcore. Șasiul este din aluminiu și pe față regăsim sticlă Corning Gorilla Glass Victus și, per total, telefonul stă foarte bine în mână, fiind extrem de ușor la doar 169 de grame. Samsung Galaxy S21 FE 5G vine cu un ecran de 6.4 inci, Dynamic AMOLED 2X, care atinge o rată de refresh de 120Hz și are și o certificare HDR10+. Rezoluția este de 1080x2400 de pixel, adică Full HD, iar luminozitatea este excelentă, cam ca la orice device Samsung. De altfel, ecranul este probabil cel mai mare avantaj pe care îl are S21 FE 5G, fiind unul demn de a se lupta cu orice orice flagship din piață. Sudcoreanii sunt recunoscuți pentru ecranele excelente pe care le pun pe dispozitivele lor de top, iar aici nu avem notă discordantă. Viteza de 120 Hz a ecranului lui Galaxy S21 FE face ca experiența de utilizare să fie extraordinar de fluidă, iar în jocuri telefonul are parte de un boost și mai mare, având un touch sampling rate de 240 Hz. Culorile se văd foarte bine, iar certificarea HDR10 pe care am amintit-o mai devreme face ca orice film sau serial de pe Netflix sau alte servicii de streaming să arate aproape as good as it gets. Bineînțeles, vorbim de un telefon aici. La nivelul ecranului se observă și una dintre cele mai mari diferențe dintre S21 f și restul gamei de dispozitive S21 lansate anul trecut. Mă refer la senzorul de amprentă, care este acum unul optic, predosibire de cel ultrasonic existent pe celelalte telefoane. Nu e neapărat o surpriză, ținând cont că și S20 f avea tot un senzor ultrasonic din raționamente de cost. Cel prezent aici, însă, pe S21 f funcționează bine și fără probleme, fiind și destul de rapid. Cum era de așteptat, la interior se regăsește un Snapdragon 888 5G, realizat pe 5 nanometri, unul dintre cele mai puternice procesoare disponibile pe piață la acest moment. Surpriza vine însă atunci când observ că mai există o configurație cu Exynos 2100, procesor realizat de Samsung, tot pe un proces de 5 nanometri. Este o situație pe care am regăsit-o destul de des la flagship din gama S în ultimii ani, dar pe care nu mă așteptam să o întâlnim și la s 21 f mai ales că predecesorul său a venit într-o singură variantă, cu procesorul celor de la Qualcomm. Partea bună este însă că în România pare că este disponibilă cel puțin pentru moment versiunea cu steam de regă 888. Pe aceasta am primit-o și noi și la un test rapid în Geekbench, s 21 f a atins 1090 de puncte în single core și 3089 de puncte în multicore scoruri mai mult decât respectabile. La interior se află 8 nuclee și varianta care are procesorul Qualcomm în interior vine și cu un GPU Adreno 660, ceea ce înseamnă că jocurile vor rula fără probleme pe Galaxy S21 FE, indiferent despre ce titlu vorbim. Așadar, dacă ești un fan al gamingului pe mobil, nu ar trebui să ai niciun fel de emoții în legătură cu capacitățile acestui telefon. De fapt, în general, în ceea ce privește performanța, Galaxy S21 FE se va achita de sarcini cu brio și fără să-ți dea bătăi de cap. Ai și o combinație de memorie RAM și stocare bună, varianta cea mai de jos fiind un 6 GB de RAM plus 128 GB de stocare. Iar cea mai puternică fiind de 8 GB de RAM și 256 GB stocare. Galaxy S21 FE vine cu o baterie de 4500 mAh, una sănătoasă așadar, care ar trebui să te țină întreaga zi în utilizarea normală. Practic, dacă nu te joci mai mult de o oră-două pe zi pe telefon, ar trebui să începi să cauți încărcătorul abia seara. Și apropo de asta, telefonul se încarcă cu 25 de W, iar Samsung spune că poate ajunge la 50% în jumătate de oră. Nimic nou aici, sunt aceleași capacități de încărcare pe care le regăsești și pe flagship-urile recente ale sudcoreenilor. La asta se adaugă însă și posibilitatea de încărcare wireless pe 15 W, dar și funcția de reverse wireless charging, care îți permite să-ți încarci diferite gadgeturi precum căști sau chiar alte telefoane cu un Galaxy S21 FE. În zona camerelor vine și prima și singura mea problemă mai apăsătoare de nivel hardware cu telefonul. Faptul că Samsung nu a adus niciun upgrade oricât de mic ar fi el pentru camerele lui S21 FE. Noul telefon are fix aceeași senzor ca vechiul telefon, iar acesta nu e tocmai un lucru pe care vrei să-l vezi, chiar dacă vorbim aici de un ansamblu destul de solid. Îi trec rapid și în revistă, avem un senzor de 32 de megapixel pe partea frontală, în timp ce pe spate regăsim o principală de 12 megapixel, un senzor tele de 1 megapixel ca de zoom optic 3x și un ultrawide tot de 12 megapixeli. Îți las aici specificațiile tehnice complete ca să nu te plictisesc prea tare. Mărturisesc că am folosit destul de puțin camerele pentru că îmi sunt deja destul de familiare. Ansamblul foto al telefonelor Samsung are o amprentă destul de similară cea a echilibrului, oferind o acuratețe bună a culorilor, claritate și calitate excelentă în condiții de lumină bună și un night mode respectabil. Portretele dispun și ele de un bokeh bun și per total nu vei găsi lipsuri majore pe partea de foto-video. Însă acum, după atâtea laude, e momentul să vorbim și despre adevărata problema lui Galaxy S21 FE. Momentul în care a fost lansat acest telefon și prețul pentru care este disponibil. Mă rog, pe lângă ceea ce am spus anterior că Samsung a păstrat aceleași camere ca pe Galaxy S20 FE, fiindcă peste aceasta Hai să zicem că poți să trec cu vederea mai ușor, fiind deja un ansamblu destul de solid. Cum spuneam la începutul acestui video, amânarea lansării S21 f a survenit ca urmare a unui cumul de diversi factori, cel mai important dintre aceștia fiind probabil lipsa stocurilor de componente. Sunt sigur că Samsung și-ar fi dorit să lanseze acest telefon în noiembrie sau, de ce nu, chiar în perioada lunii octombrie, însă acest lucru nu a fost posibil. Unde mai pui că popularitatea modelului anterior și lipsa unei lansări mari între sfârșitul verii, când vedeam pliabilele Z Fold 3 și Z Flip 3 și lansarea noii serii S22, care va avea loc cel mai probabil în februarie, a făcut ca trecerea peste un model F să fie imposibilă. Dar nu întârzierea în sine este cea care cauzează probleme pentru S21 f ci combinația dintre momentul lansării și preț. Samsung Galaxy S20 FE era lansat la un preț de aproximativ 3000 de lei pentru varianta 4G și 3500-3600 de lei pentru cea 5G. Succesul său vine doar în varianta 5G și prețul de pornire este de 3700 de lei. Diferența nu este deloc una mare, însă ce a făcut din modelul anterior un succes este faptul că acel model a fost lansat în toamnă și de asemenea nici nu se bătea direct cu un alt telefon Samsung. Practic, S20 FE a prins o fereastră de lansare excelentă, prețul său fiind ușor redus la câte câteva de la lansarea sa, în preajma sărbătorilor de iarnă, lucru care a făcut ca acel terminal să reprezinte o variantă și mai bună decât era deja pentru oricine căuta un telefon cu specificații de flagship și mici concesii de design, precum prezența plasticului pe spate. S21 f în schimb, a ratat complet perioada sărbătorilor de iarnă, unde se vând așa numitele volume, cantități mari de telefoane și nu numai. În plus, lansarea sa va fi curând eclipsată de, de sosirea S22, care este așteptată în mai puțin de o lună de la momentul filmării acestui clip. Apoi vine problema concurenței principale lui S21 f care este reprezentată de alte două terminale Samsung, S21 și S21 Plus. Să-ți faci singur concurență nu este în esență un lucru rău. Însă aici telefoanele sudcoreenilor se canibalizează, dând senzația că sunt prea multe într-un anumit segment de preț. Și așa ajung și la întrebarea pe care am pus-o la început și inevitabil la răspunsul ei. Poate S21F să urce pe culmile atinse de S20F? E bine nu. Eu nu, nu cred că va putea. În apărarea sa însă S20F a atins cifre de vânzări excelente, fiind recent anunțat faptul că au fost vândute 10 milioane de astfel de telefoane de la lansarea oficială. Doar timpul ne va spune dacă mă înșel sau nu și dacă S21F va fi la fel de popular în rândul utilizatorilor precum predecesorul său. Samsung Galaxy S21F este un telefon excelent din mai toate punctele de vedere, însă cu un timing de lansare extrem de nefast. Sunt sigur că dacă apărea cu câteva luni mai devreme am fi vorbit altfel despre el, însă sunt curios ce părere ai tu. Așteptai lansarea lui Galaxy S21 FE? Te interesează telefonul sau ești deja cu gândul la S22 care se apropie cu pași de repezi? Lasă-ne mai jos în comentarii părerele tale și dacă ți-a plăcut acest video ne poți susține cu un like, share și un subscribe și te așteptăm și pe connect.ro pentru mai mult conținut din lumea tehnologiei. Eu am fost Andrei, tu ai fost la Connect, stay safe și pe curând!